Pentru Adriana și Iuliana, emoția a pus stăpânire pe ele încă din gala trecută, de când au intrat în cursa de eliminare. Sunteți într-o cursă de eliminare, telespectatorii au o săptămână la dispoziție să voteze care dintre voi să părăsească emisiunea. Zilele au trecut repede și cu câteva ore înainte de a afla rezultatul cursei, Iuliana părea mult mai încrezătoare în șansa ei, fiind într-o cunoaștere cu Vlad. Vreau să fiu Iuliana. Voi îți credeți că mai sunt două luni? Doamne ferește, parcă ieri am intrat pe o... Eu nici nu m-am mai strigat, știu că mai așa puțin. Știu că pleacă Adriana. Dar poate nu pleacă. Eu îmi doresc să rămână. Nu să văd că plec, eu râd. Încep să râd. Știi că mă gândeam aseară? Ce? Zic, cât a vrut fata asta să plece și acum că nu mai vrea să plece. Fie cum o fi. Cred că mâine o să rămân și nu o să plec acasă. Oricum, mai luna asta ce mai e. Din iunie deja cred că se vor băga în cuplu pentru că se axează pe căsătorie. Ha, să nu se bage și în cuplu. Ce o vrea Dumnezeu? Gen, se axează pe căsătorie mai mult, de aia să fac eliminare, mă gândesc că știu că știi. Eu chiar vreau să mă căsătoresc. Și dacă mă căsătoresc aici, afară tot mult. Și așa mi-a scris buletinul în august, trebuie să fac ceva. Da, ce tare, măi! Dar vă, de ce ați avut muzica seara aici? I-a spus să ne pun o melodie. A, tu i-ai spus. Eu credeam că v-ați pupat. Și că s-au pupat ăștia Alex Leandrău. Toată lumea când pune o melodie și e. Deci știi că așa e, că n-am. Păi zic că cât mai am de când îl țin în cunoaștere, că avem două săptămâni. Eu mi-am dat seama ce vrei tu, să vezi mâine. Cred că dacă o să rămân, o să am pentru cine să stau aici și... Adică pentru cine? Pentru Vlad. Mâine, dacă nu pleci, te duci și-l pupi. Așa ar fi frumos, că asta e așteptat. Că l-ai fi mozolit până acum. Da, ajung cu vreo multă țigară. Vlad este un băiat minunat și eu cred că rezonăm foarte, foarte mult. De asta am și așteptat două săptămâni să ne cunoaștem mai bine și nu am ales să mă grăbesc pentru că de data aceasta vreau să iau cea mai bună alegere pentru mine și să fie ultimul meu ales aici în Casa Mireasa. Vlad reprezintă cel mai important motiv pentru care Iuliana se vede câștigătoarea acestei curse de eliminare. Eu îmi doresc ca publicul să o voteze pe Iuliana ca să rămână în casă, pentru că simt că este ceva între noi, și din partea mea, și din partea ei. Sunt foarte bine cum sunt. Crezi? Da. Îmi place o lungime, zic eu. Îmi place că este o fire veselă, mă face să fiu fericit, mă face să zâmbesc, mă face să fiu eu, într-un cuvânt. Pune capul pe perinii, să pui. În cazul în care s-ar întâmpla contrariu și Iuliana ar pleca, nu mi-aș mai dori nicio interacțiune cu vreo fată, n-aș mai dori să o cunosc pe altcineva. Cu speranța unei noi relații la orizont, Iuliana simte că are un avantaj puternic față de competitoarea ei directă, Adriana. Te trimit acasă mâine. Hai, hai. Pe bune. Hai, hai, nu mă supăra. Păi nu te supăr, dar spune adevărul. Ești mult prea încrezătoare. Așa o să fie, fată. Îmi pare rău să zic. Nu mai fi încrezătoare că și eu am susținătorii mei buni și o să mă păstrez aici. Îmi pare rău dacă ar fi să plec de aici, pentru că simt că nu s-a încheiat pentru mine. Mai ales că îmi doresc tare mult să cunosc și un băiat în Casa Mireasa, să-mi placă foarte mult și să am și o relație stabilă cu el. Acasă. Acasă tu. Acasă tu. Să vezi cum zice mâine, acasă. Fata eliminată este Adriana. Deci auziți-vă rog frumos pe Iuliana că ea spune că o să mă trimită pe mine acasă. Deci încă mai aveți timp să mă votați. Chiar vă rog. Să te vedeți. Să vedem ce susținători ai tu. Cât de mult te iubesc să te țin în casă. O să te surprind. Niciodată. Am încredere foarte mult în oameni pentru că, ținând cont că eu am avut momente de cădere nervoasă și am trecut prin tot felul de stări și am fost naturală, oamenii care cred în mine cu siguranță mă vor vota în continuare. Mâine este momentul adevărului! Să-ți dau așa peste noi, să zic, na, Iuliana, te-ai luat de oamenii mei când mă votează. Pentru moment, nu știu dacă ea ar avea șansa de a avea o relație cu Vlad, pentru că nu și-a expus atât de tare dorința. Ea încă este într-o așteptare. Mâine, în direct, pe Antena 1. Toate ca toate, dar unicul meu susținător este Enzo. Enzo este... Nepotul meu! Un pitul de nana, că te mănâncă nana, dar nu mai poate. Enzo este... Să știi că nana nu vine acum acasă, mai stă, da? Eliminarea mea din casă i-ar bucura pe
unii oameni, presupun că doamna Mariana, că tot spune că am eu anumite afinități către Ștefan, simt că doamna Mariana chiar s-ar bucura că eu să fiu eliminată. Eu nu fac niciun bagaj, eu doar le așez. Le așez pentru că... Uite mie ce mi-e bine aici, Adriana. Mâine. Aici e Iuliana. Hai să o ajutăm fata să-și facă bagajele, că mâine pleacă acasă. Nu, dar pe ea nu se duce, e în dreapta mea. Dar tu vezi ce rău chicioasă este? Zice ca să-mi fac bagajele, că mâine voi pleca acasă. Pare rău. Nu fi rea. Dar chiar nu vrea fi. Să plece, dar care o să plece. Ei, Nada, de ce ești tu așa de încrezătoare, Iuliana? Ia spune și mie. Ia că deja mă enervezi. Ia zi. Nu știu, fata, așa cred că e plecat, pare rău. Eu cred că oamenii mă vor păstra în casă pentru că au văzut evoluția mea din ultimele săptămâni aici și consider că în continuare am de învățat foarte multe chestii și pot să evoluez mult mai mult de atât. Nu mai fi așa încrezătoare, că n-ai de unde să știi. Eu am zis, eu nu plec de aici. Până la urmă, fiecare avem șansa de a rămâne aici și vă dați seama că îmi doresc ca eu să rămân. Dacă ar fi să aleg între mine și Iuliana, clar m-aș alege pe mine de a rămâne în această emisiune. Mă trimiteți de aici, eu nu plec! Dacă ieși mâine să o cauți pe Elisa, să-ți zice, o zis Iuliana, că se mulțumește tare mult pentru toate promisiunile făcute. Dar nu mai spune mie să transmit mesaje, pentru că știi că nu mă voi duce acasă. Ești rău frumos, încetează, că eu nu voi zice niciun mesaj pentru că nu o să ajung acasă. Hei, dar unde mergi? Aici, în casa Mireasa. Te duci direct în aeroport să iei biletul spre Tenerife? Nu, păi am zis că te aștept. Fata care o să părăsească emisiunea, chiar acum, este turm, sunetul de final acolo. Pa, 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 Adriana! Mireasa. Da, mai e foarte puțin până când vom afla cum au votat telespectatorii în ceea ce vă privește pe voi. Doamna Mariana, aș vrea să vă întreb, că v-am văzut făcând tot felul de grimase când ați urmărit imaginile la declarațiile Adrianei, cum că v-ați bucura dacă ea ar pleca acum. Nu mă bucur, doamna Gabriela, doamne ferici, dar nu mi-a făcut nimic. De ce să mă bucur? Nu, simți că doamna Mariana se bucură și cel puțin când am intrat în cursa de eliminare. Asta am văzut și din expresia ei, că s-ar bucura că eu să fiu cea eliminată. Asta este părerea mea. Dacă dânsa ție să zic altceva, să mă convingă că nu este așa, o ascult. Iuliana, săptămâna asta ai fost ferm convinsă că nu vei pleca și că telespectatorii vor fi alături de tine. La momentul ăsta ce simți? Am un sentiment neutru. Cu Adriana în cameră era totul sub spirit de glumă, dar ținând cont de ultimele cursele mele de eliminare din ultima perioadă, ținând cont că a fost în stările care eram și totuși oamenii au fost alături de mine și nu m-au lăsat să cad niciodată. Acum nu se știe niciodată și dacă voi pleca o să fiu împăcată cu mine, pentru că l-am cunoscut pe plac și sunt sigură că va continua. Nu ești sigură că a fost în spirit de glumă sau de ce râdeai? Adriana. Da, a fost în spirit de glumă, dar a fost o glumă repetată și ceea ce am și spus, Iuliana, mă cam enervez sau mă enervez, hai nu mă enerva. La un moment dat, da, era o glumă puțin deplasată, de fiecare dată era chestia asta cu Adriana, tu vei pleca. Da. Bogdan, am să te rog să-mi aduci plicul, mulțumesc. Mulțumesc. E plicul pentru cursa de eliminare. Întrebarea a fost formulată așa: ce concurentă doriți să eliminați din emisiunea Mireasa? Wow! Procentul este foarte, foarte strâns, domnișoarelor. 50,63% cu 49,37%. Practic, telespectatorii, dacă ar fi să ne luăm după ce scrie aici, ar fi dorit ca amândouă să rămâneți. Dar, sau amândouă să plecați. Luați-o cum vreți. Dar doar una dintre voi va pleca și aceea este cea care a primit 50,63% dintre voturi. Cea care pleacă din casa Mireasa astăzi. Este Iuliana. Nu cred. Ok? Da. Maria, poți să-i dai locul lui Vlad, te rog?
știi? Poate vor să stea împreună. Da, vă mulțumesc tuturor. O să petrec sărbătorile alături de familia mea și pe o parte sunt foarte fericită. Voi pleca de aici, la Constanța. Mulțumesc tuturor celor din casă care mi-au fost alături, fetelor, mamelor, doamna Iuliana, în special doamna Maria și doamna Mariana, care au fost aici totul pentru mine, aceste trei doamne. Mulțumesc întregii echipe Antena 1 pentru că mi-a oferit această oportunitate să concurez la această emisiune și sunt împlinită că l-am cunoscut pe Vlad și cu siguranță noi ne vom continua povestea afară. Important este ce simțim noi, nu ce cred alții și cam atât. Vă mulțumesc și dumneavoastră, să știți că eu am crescut de când erați prezentator la o altă emisiune și v-am apreciat dintotdeauna și mă bucur că v-am întâlnit. Mulțumesc tuturor și să aveți sărbători fericite și liniște în suflet și sper să vă văd fetelor niște merese fericite în marea finală și să câștige cea mai reală dragoste. Tu ce simți, Vlad? N-am cuvinte în momentul de față, chiar nu. Am simțit asta, i-am spus și Iuliane că asta am simțit, eram pe terasă și simțeam că urmează ceva ce nu o să fie bine, simțeam că e ceva în regulă. Automat că mă afectează că nu plecăm împreună, pleacă doar ea și... Da. Maria, după plecarea Antoniei, ce simți acum? După plecarea Antoniei? Da. Că ți-a fost foarte greu când a plecat Antonia. Și acum, Iuliana, ți-e și ea apropiată. Da, mi-este greu și nu-mi vine să cred, sincer. Eu cred că o să fie în top, fiind scorul atât de strâns între ea și Adriana, mă gândesc că poate să fie în top 3. Fete. Eu știu că voi sperați de fiecare dată, dar nu de fiecare dată se întâmplă așa cum... Uite, vezi situația cu Antonia. N-ar trebui să mizați neapărat pe treaba asta. Iuliana este o fată minunată și cu siguranță am avut de învățat de la ea foarte multe. Atât eu cât și celelalte fete. Are stilul ei aparte. Am mai avut noi niște contraziceri, dar de la început ea a fost aproape de mine. Încă din noapte, de la cazare, noi, eu, Cristina și Iuliana, am dormit în aceeași cameră și ne-am apropiat. Cu siguranță vom păstra legătura și afară și o să fim prietene așa cum ne-am promis. Și eu e o fată de calitate pe care vreau să o am în viața mea. O să aveți timp să discutați. Iuliana, poți să rămâi că și așa nu mai e foarte mult din emisiune și după aceea o să puteți discuta cu toți ceilalți, după o să poți să mergi în casă să-ți faci bagajul.